În județul Gorj, PSD a adunat 11 primari de la alte partide, 12 viceprimari, 68 de consilieri locali și 4 consilieri județeni. Reprezentanții opoziției acuză liderii partidului aflat la putere că au racolat aleșii cu bani publici și funcții. Unii au fost cumpărați cu bani, mă refer la primari, alții forțați, consilierii locali care lucrează în complexul energetic Oltenia sau în alte societăți sau instituții publice. Alții pur și simplu șantajați. Exemplu evident este cel al consilierului județean domnul Cilibiu, Nicolae Cilibiu, care a fost trimis pe la bandă o perioadă și acum, în momentul în care a trecut la PSD, l-au făcut șef de birou. Noi în perioada următoare vom face și un calcul de câți lei costă un kilogram de ales local. Pentru că trebuie să așteptăm să vedem și ce bani au fost împărțiți direct de la Ministerul domnului Dragnea. Știți că acolo s-a făcut o rectificare bugetară și Ministerul a câștigat niște bani pentru a avea suficient pentru mita electorală. Vicepreședintele PSD Gorj recunoaște că primarii care s-au folosit de ordonanța traseismului pentru a sări în barca puterii au fost atrași către PSD cu proiecte. Pot să fiu de acord că mulți dintre ei au venit pentru a-și finaliza proiectele. Pentru că proiectele cu care au venit în campania electorală s-au bazat pe niște politici economice, sociale, propuse de programul guvernamental al Uniunii Social-Liberale. În urmă cu câteva zile, Consiliul Județean a repartizat sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată primăriilor gorjene. Paradoxal, unitățile conduse de primari care au sărit în barca puterii au primit sume de două ori mai mari decât celelalte primării. Împărțirea banilor a stârnit ceartă între putere și opoziție, liderii acelea acuzând distribuirea preferențială a banilor publici, după ce primăria Târgu Jiu a primit una dintre cele mai mari sume la nici o lună de la organizarea unei chermeze pentru pensionari din bani publici, la care s-a făcut campanie candidatului PSD Victor Ponta.